Salutare tuturor, Bacilu aici, am revenit cu atacurile la or. Orul este câștigat, noi mai avem 18 atacuri, ei mai au 8 și avem aproape 2000 de puncte diferență, deci nu mai poate fi pierdut. Dar voi dori să fac niște teste. Am doi eroi noi. Trei eroi noi față de rașul trecut. Black Knight și un urs și Faiez. Prima și prima dată voi lua ca auto al friche cu Taunt Ludwig. Asta va fi. Caut cu Taunt Ludwig pentru că e cel mai slab Taunt ca rezistență. Și voi merge cu echipa de minioni aici. Și în această echipă i-am făcut loc lui Faiez. Nu cred că e mai bun. E mai bun Krampus lângă Penge să fie protejat, deși pierdem forța lui Penge pentru că mor minionii de la Fin Taunt. Când va fi lovit, va pierde minioni. Pe Faiez îl caut. La Raș nu contează numărul de stele neapărat. Contează cel mai mult abilitatea eroilor. În echipa asta am Taunt-ul care e cam overkill cumva, dar e pe stack-ul de kill, e pe stack-ul cu ceilalți doi albaștri și asta ar trebui să memoare amenințările. Inari mă protejează de damage și Faiz mă protejează de efectul lui Alfrique. Inari generează și minioni pentru Pengi. Să vedem cum merge. E un combo care nu prea-mi place. Dar cred că îl pot evita. Stop. Nu e prea plăcut ce se întâmplă. Sunt șanse foarte mari să dau 0 acum. Trebuie să încerc acum să-mi aduc niște albastre. Se pare imposibil. Am nevoie de albastră. O voi nimeri pe Alfrique prima dată, cred. De fapt, nu, îl voi nimeri pe Ludwig. Din păcate, nu va muri. Îmi permit să-l încasez, să încasez o dată pe al perfect. Sper să nu-l învie. Am șanse de cleanse. Voi juca așa, știu că nu este recomandat să faci combo-uri, dar avem nevoie și nu și-a Mindless Attack.
Plus că acum s-ar putea să-l omor din nou pe... Nu, nu-l mai omor. Nu sunt în cea mai bună poziție. Va trebui să fac asta. N-a vrut. Am pierdut dodge-ul. Taunt-ul, pardon, nu dodge-ul. Mai am o tură de protecție, voi sparge aici. Perfect. Acum voi muta dragonul în stânga pentru a-mi face un ulterior meci albastru. Încă nu este pierdut. Vedem acum ce se întâmplă. Perfect. Acum îmi încarc și albastru și faiez. Și din păcate am pierdut protecția lui faiez. Foarte, 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 foarte neplăcut. Da, aici s-a jucat. Câte ture mai are, nici nu contează, oricum trebuie să trag în el. De asta am ales Ludwig, pentru că e probabilitate mai mare să moară, da, nu. Va fi ratare, trebuie să dau flick cât mai repede. Mai încerca asta. Oricum era tare. Nu, n-am avut destul de mana. E de fli. E de fli, sigur. N-am ce să mai fac. Trebuie să dau flick, va mai pune niște viață pe Ludwig și așa e aproape plin. Da, trebuie să dau flick. Voi merge la o curățare aici. Cu galben. Ca un urs și ai nevoie de o formă de mana control care să fie de altă culoare față de cei doi. Cred că voi pune un merlin aici. Mist trage prima. Da. L-am pus pe urs lângă rana pentru că rana poate da cles în caz de va fi nimerit ursul după ce a tras. N-am nevoie de puțin am să încarc ursul. Nu, 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 nu. Stop. Dai.
Ah, withstand. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou încerca asta prima dată. Ursul e cel mai bun touter la contra Alfrichii. Da, dar nu am galbene, nu am cum să o omor așa. Am mai rezistat o tură, dar degeaba, chiar nu am cum să o omor. Nu, fără galben pe tablă nu pot. Ce să dau fli din nou, asta va fi 0. Mai am o tură de taunt. Voi forța aici? Nu. Da, nimic galben nu este sub orice critic. Atacul ăsta l-am pierdut și pe... Ah, nu, nu mai am ce să-i fac. Incredibil. Da, deci n-am reușit să adun destule bile. Înseamnă că am greșit ceva. Hai, frate. E gata. Nu am de unde să scot niciun combo. Doar aici? Nici o galbenă. Da, nu. Cred că e primul zero. Da, nici nu mai contează acum, nu. E irrelevant, am pierdut. Am casat ursul, am dat withstand, dar tot. Trebuie să am stack și culoarea puternică sau măcar să blochez pe Alfrichi odată. Da, voi trece la echipele serioase. Serioase, nu? Mai serioase. 6-0, serioase. Pixie. Să vedem. Poate dau două puncte tot orul și mă liniștesc. Întrebare, cum aduc verdele astea sus aici? Și cred că am găsit răspunsul. Urât, a tras deja. Ah, perfect. Perfect. Voi face mutarea asta. Acum îl pierd pe Krampus, nu mă mai interesează. Trebuie neapărat să dau dispel și va trage din nou. Cred că voi face puțin haos.
am o șansă să se întâmple ceva favorabil. Trebuie să prindă asta. Perfect, a prins. Acum. Și trebuie să-mi vină un verde. N-a fost să fie. Dar mai am o șansă aici. Nu. Nu trebuia să moară. Perfect, perfect, a înviat. Încercăm. Perfect, perfect, în sfârșit. Nu vreau să dau dispel money de la Mother North, pentru că mă ajută să se omoare. Aici voi face un combo. Hai, te rog. Nu trebuie așa asta. Perfect. Stop. Îi dă mana, încerc să-i o fur. I-am furat-o, gata, am câștigat. Da, a fost interesant. Acum mai caut o alfriche. Cu Lady of the Lake. Oare aici? Nu. Aici era bună echipa verde pe care tocmai am consumat-o la curățat. Cred că aici. Nu, no, că mă sabotează, cred. Are limit break, nu are limit break. Voi încerca aici cu cea roșie. Acum voi mai folosi un urs. Proteus. Deci ideea la echipele la rush trebuie să fie trei eroi care omoară o parte sau tot, dacă se poate. Și încă doi eroi care să ofere o formă de protecție, ori mana control, ori taunt, ori protecție, cum oferă Faez, Garnet, Emilio, Grazul, sau Vanda, parcă. Da, îmi permit să încasez partea stângă. Da. În partea stângă îmi poate prinde, cum se numește, mana blocului Proteus. Și pot omorâ partea dreaptă, îmi fac loc de ghost și apoi blochez mana în partea stângă. Da, nu mai așa a vrut. Nu mai așa. 1. 2. Acum am protecție contra alfriche. Și voi trage și cu s-ar putea să moară aici. Sper să nu încarc.
Da, neinspirat total. Asta e pierdut din greșeala mea. Trebuie să... Ah, dar nu, s-ar putea să moară baba. Oh, perfect. Voi trage aici. Ghost. Îi blochez din nou mana. Și al meu teoretic. Cred că și practic. Ture mai are? Două ture din... Trebuie neapărat să scot ceva roșu. Un combo mare îmi trebuie. O să sparg întâi astea. Da, am reușit să-mi fac combo. Taunt. Blochez mana. Blochez din nou mana. Hai, că am nevoie de încă două bile. Încă o bilă roșie, perfect. Chiar ar trebui să fie kill. Am avut noroc. E, acum începe să devină interesant. Calul e mai slab decât... Deci între calul și... Babă și două babe, e mai, două Mother North, e mai accesibil cu calo pentru că nu are atât de multă rezistență. De exemplu, să căutăm o babă cu limit break. Asta e greu de dat jos, comparativ nu știu, asta. Mult mai greu de dat jos. Așa, problema e că am rămas cumva fără stacuri. Cam alea 4 erau echipele mele standard. Da, voi juca. Am nevoie de o echipă. Aici. Hansel, Kara și 2. Niciodată să nu folosiți trupe de crit decât aici e de 4%. Da, aș putea să juc trupe de crit, dar nu pierd alte avantaje. Trupele de crit sunt cea mai proastă investiția mea. Să vedem cum merge. E disperul la care nu prea îmi convine, dar asta este. Da, mulțumesc pentru mutarea sugerată. Voi face invers. Buff de mana pe Hansel.
Fai, Doamne, cum am putut să joc asta? Fai, cât de prost. Nu așa, deci nu, asta e pierdut 100% din cauza mea. Cât de prost am putut să joc. Da, nu, eu n-am pierdut fără drept de... Doamne, aveam două meciuri și n-am ratat. Și acum nu mai îndeamnă să scot un move. Și trage baba care dă heal. Deci cred că cel mai inteligent ar fi să dau flea. Da, nu, n-am nicio șansă ce să fac. Nu, asta trebuie dat flea ca să am o șansă la o curățare mai ușoară. Doamne, cum am... Da, deci asta e pierdut exclusiv din prostie. Nu are niciun sens să încasez baba, nu o voi da flea. Și acum ultima echipă. Și mi-ar mai trebui ceva. Aș tot un mana control, dar o să joc puțin diferit. Mana control move nu mai am. Mai am tetuc, dar e de aceeași culoare. Și cel mai indicat e să nu, să fie 3-1-1. Ar fi fost bun un... trage mai tare Kong. Să vedem. E cam riscant. E forțat AOE-ul ăsta. Kill 3 e forțat grav. Da, am vers. Dar nu am să le unesc. Și după câte văd, am o singură mutare disponibilă. Asta e singura mutare pe care o pot face. Abia asta pot spune, cred, că e o tablă proastă. Că nu ai nicio altă variantă de combo. Am mai am move-ul ăsta, dar să fac move în Unfreaky, sinucidere curată. Ăsta nu are niciun fel de continuitate. Da, va fi un zero obosit, probabil. Incredibil. Dar nici combo n-ar trebui să-mi vină niște roșii. Și roșii de astea nu omoară singure. Mizerabil. Stop. Stop.
Și nu am ce să fac. Voi face combo asta, cred. Cu speranța că va rămâne Hansel cu... Da, singura șansă. Nu. Nu trebuia să se ducă bila aia acolo. Ce joc efect. Ia să vedem. Și m-a omorât și... Voi forța o dată aici. No. Doar că nu va fi suficient pentru a opri pe Alfred. Dacă fac asta, va trage. Dacă nu, va trage calul care oricum mă omoară. Aici este o șansă să mai vină roșu, dar roșu pornește pe babă. Mai am o șansă să mut asta în dreapta. Să dau doar o bilă. Ia să vedem. Da, nu. Doar am prelungit agonia. Asta dă heal prima dată de la... Trage el, apoi dă heal de la Vivica și apoi mă omoară cu... Apoi mă omoară cu Alfrichi, deci nu are niciun sens să continui meciul, nu este imposibil, adică orice damage. Dacă fac mutarea asta, să spun că aș mai da niște damage din bile, va fi vindecat de... Va fi vindecat de abilitatea pe care o va replica Kalo de la Vivica. Deci nu este absolut niciun beneficiu să... Nu am niciun beneficiu să continui acest meci. Este, ar fi doar stupizenie să continui așa ceva. Deci va trebui să dau flee. A fost un eșec de ori. Da, două flee-uri. Urât, urât. Am greșit la stack-ul acela mov. Aveam șanse. Cred că am dat 100 de puncte, nici 100 de puncte sunt ultimul posibil, probabil. 116 puncte, n-am mai făcut un ward. Da, e. Se întâmplă și mizerii. Nu înțeleg. Am greșit, dar nu, da, nici ar fi trebuit undeva la 150.
La celelalte două ratări nu-mi imaginez ce-ar fi putut face. Voi revedea oricum atacurile. Mă mulțumesc, like și subscribe dacă considerați util. Ce ați văzut, oricum oră nu mai avea miză. Nu am fost doar să testez niște echipe, echipă în care aveam încredere și am în continuare. Deși am ratat, cred că pot face treabă. Echipa albastră, cred că e puțin overkill cu protecții de acolo și e greu să le sincronizez. În fine, vă mulțumesc, like și subscribe dacă v-a plăcut. La revedere, spor la or și la joacă.